Ia să... N-ai gusturi rele? N-ai gusturi rele? Mare ciucă în talmace, cozonă de casă cu... Am zis foarte. Pac, pac, pac. Am din Marții. Stai aici, zacea. Asta nu este bun absolut deloc. Asta-l mănâncă mama, eu nu... În mod normal, o persoană care își dorește să slăbească nu are voie să aibă 7500 de lucruri în frigider, sertărașe, tot felul de chestii, numai ca să îl facă să se gândească la mâncare toată ziua. Adică dacă omul respectiv va vrea să mănânce ceva în ziua respectivă, păi stai puțin că am lucruri bune pe sertarul 3, raftul 4, bă, stai puțin că frigiderul meu este de fapt o hală. Și mă duc într-o hală, cum se duc aia la EMAG și îți aduc laptopul, așa intri tu în frigider cu totul și te duci pe răftulețul ăla și poți să găsești numai minuni. Păi nu poți să te gândești toată ziua la mâncare, pentru că dacă te-ai gândit toată ziua la mâncare, progresul ar fi în pom, adică cu papilele gustative mereu stimulate, ți-ar curge pur și simplu salivă toată ziua din gură, te-ai gândit numai la ce să mănânci și așa mai departe. Nu încurajez un astfel de comportament. Vreau să se știe foarte clar. Găsesc la promoție de aia, 2 lei mai ieftin de aia. Mm-hmm. Cât costă o chestie de asta? Păi la promoție am luat-o cu 8 lei, dacă nu mă știu. Mm-hmm. Dar aici ce avem noi? Carne tocată, porc, vită. Mm-hmm. Asta am zis că e slab și că îl mănâncă eventual cu ouă. Este, n-are grăsime? Nu. Mm-hmm. E din porc. Nu. Asta este... Știi care e faza cu ăsta? Eu înțeleg că dacă tu ești la o dietă ketogenică acum, sunt în acord cu dieta ketogenică. În mod normal, dacă o persoană nu mi-ar fi zis de lucruri de astea, n-ar fi știut. Nu știu, trebuie să ai nu. Ia să vedem. Așa, dacă mi-ar fi zis cineva de treaba asta, aș fi zis, bă, nu e corect, dar... Salată de calamon și caracatiță. Deci când ai zis că te răsfeți, tu ai avut dreptate. Da. Nu mi-a vrut răsfăț, adică dacă poți să mănânc ceva mai... Da, deci când te uiți la ele... De, uite că eu până nu-mi plac fructele de mare, dacă îmi văd asta cum arată, îți fac poftă, știi? Adică te gândești, și acolo în spate ce avem? Smântână? Nu, acolo e untură. E untură de porc. Da, untură de piață, porc. Da, da. Și la ce o foloseai de obicei? La gătit. La... cu pâine. Mm-hmm. Ce avem aici? Sana? Dacă mă crezi, le-as pentru mama. Mm-hmm. Eu nu-mi place. Lapte? Da. Și la lapte iar nu s-a făcut rabat. 3,5 grăsime, nu... Da. Ce greutate are greutate? Mama, de când se știe, Plinuță, are 90. Aha. 1,60 m, deci da. Toate că ăsta-l mănâncă mama, eu nu. Zici că este... de ăsta de Sibiu? Da. Ce avem aici? Unt? Da. Mi-ai spus de unt? Este smântână, în asta nu mai desfac. E slănină. Slănină. Telemea de oaie. Bun, ouăle care sunt foarte bune. Ce avem aici? Acolo le-a făcut mama mai de mult, sunt sarmale. N-am mâncat deloc. Că dacă pune orez, eu nu. Știi? Am înțeles. Aici brânzică. E urdă. Este o brânză slabă. Da. Uh-huh. Aici ce avem? Acolo pâine. Pâine neagră? Pâine, da, congelată. Uh-huh. Dumnezeu știe. Uh-huh. Și aici vrea să-ți facă ceva de pește? Da. Uh-huh. Asta este gustul max. Asta cred că îl bei tu, nu? Da, îl beau. Uh-huh. De-aia l-am și lăsat ca să... Am înțeles. Acolo sunt cartofi dulci. Da. Da. Da, auzi, am și o curiositate. De ce nu îți lipsesc de aici totuși salatele? O salată verde, un mic de salată. Să știi că mănânc, da. Nu mănânc. Îmi place. Uh-huh. O să avem nevoie de fibre. Da, da. O să avem nevoie în permanență. Acolo e varză murată. Da, e super. Eu mai mănânc... Da. Cu boia, da. Cu ulei, deci este super. Da. Vin, consum? Da.
Așa. Acolo e un rachiu, nu știu ce e. Iaur de bătut, lămâi? Da, le folosesc. Da, uite ce de astea e verde așa. Unde se face de astea? Deci se vede că ai dat atenție așa, știi? La tot felul de chestii. Se vede că ai dat atenție. Mai ales acum. Da. Da. Așa, ăsta e congelatorul ăsta aici. Da. Asta e carne de vită pe porc, da? Bă, știi ce îmi place? Te rog. Îmi place că de bine de rău nu e carne 100% de porc. Da. Pentru că eu am o oroare de carne de porc. Da. Dacă am de ales între carne de porc și ceva amestecat cu vită, prefer întotdeauna să o mai amestec cu ceva, știi? Da. Adică da. Am o oroare față de vită. Aici e iar pește. Da, da. Merunciu, porc. Aici sunt brocoli. Da. Picăciori. Da. Voiam pentru așa sucit de... Aha. Nu, că merge. Uite, brocoli. Să-i luau brocoli ca lumea, pe care îmi place. Ia într-o două luni. Și aici pâinica. Da, nu știu. În fine, găluște cu... Dar nu ceva. Ce sunt astea, găluște? Da, gomboți cu prune. Gomboți. Găluște cu prune, un fel de... Aha. Da. Bine, nu știu eu câte calorii au. Sunt, presupun că sunt destul de dulci. Da, plus că trebuie să mai pui. Da, da. Hai să încercăm să fim 100% transparenți, ca așa le zic la toți. Da. Băi, mai ai undeva dulciuri pierdute prin casă? Da. Hai să le arătăm. Da, vă rog. Aici. Ia aici. Să vedem. Opa! Stai puțin, că dau eu. Da, da. Ce s-am deschis aici? Vește, aici e raftul cu... Ia uite. Dar m-am... Gen de căpșuni, dar nu e orice gen de căpșuni, e camara noastră, că presupun că asta reprezintă o firmă în domeniu. Da. Nu e chiar orice, știi? Da. Aha, ăstea sunt biscuiciori, untul de arahide. Eu îl folosesc la dieta cetogenică, da. Îl folosesc. Unii mă judecau, spunea, doamne, nu e bun untul de arahide, pentru că are foarte multe calorii. Ba da, e bun, dar doar nu stea pus să mănânci un borcan. Mănânci tu două linguri când simți nevoia, știi, de ceva dulce. Asta nu e bun. Da. Asta nu este bun absolut deloc. Este pericol. Miez de nucă. Miez de nucă, dragilor, câte nuci am mâncat când eram mici de la bunici. Da. Aveam niște nuci prin curte. Avem și un milcă de asta cu un rău. N-ai gusturi rele. N-ai gusturi rele. Da. Da. Asta. Asta cu cacao. Să zicem. Rafael. Asta o din martie. Stai aici, zace. Ai cumpărat sau ai primit-o cadou? Am mama mea. Acolo, de fapt, sunt migdale, de le-am băgat eu ca românul, clasă în clasă. Da. În fine. Da. A, așa, chestii de astea din Lidl. Da. Da. Astea sigur sunt din Lidl, nu? Da, da, sunt. Sunt foarte. Pac, pac, pac. Da. A, așa. Cozonacul ăsta. La mareciucă, în talmace, cozonac de casă cu nuc. Da. Mai am acolo semințe de fără soarele, da? Da. Alte gemuri pe aici prin spate. Da, nu știu, nu știu ce. Cred, da. Nu, cred că e un fel de stoc de carne de vită, nu știu ce a pus mama pe aici. Nu pot să-l dau seama, știi? Da, asta cred că e carne. Da, ceva. Valori nutriționale, nu știu ce. Este ce. Preparat pentru supă sub concentrat de eșalotă. Deci chiar nu știu ce face de aici. Da, e tot la fel. Măcar, știi, măcar am fost sincer și ți-am zis că, domne, stai puțin, că nu ne putem îngrășa în totalitate cu aia, ne mai satisface și niște pofte din când în când. Spaghete, dacă doriți să vedeți. Ia să vedem, ia să vedem. Mă rog. Astea sunt, înainte erau Rolton. Conservele astea, problema astea este cu ele, sunt în sos de roșii? Nu. Astea sunt alea care le tot laud eu. Ia să vedem. Da, ce rost distribuitor. Dar de ce nu scrie? În ulei de floarea soarelui. Da. Mă, uite, asta mi-e problema. Da. Cu uleiul ăsta de floarea soarelui am o problemă, pentru că mie îmi plac în general în sos tomat. Da. Adică, na, am căutat să... Da, toate sunt la fel, presupun, nu? Da. Ardei. Aici avem un ulei de măsline, ulei de floarea soarelui, nu să vreau să-l mai folosești, o să vorbești și cu mama ta. Da. Să folosească ulei de parmier dacă o iei să-ți gătească ceva. Mai avem și niște fructe aici? Mama, sunt. Eu nu, crede-mă, serios. Nu ești? Nu. Am înțeles. Cu lungle.
Nu că ne-ar fi ceva... În primul rând, după cum ați văzut, eu l-am încurajat și am vorbit foarte frumos. Și, de exemplu, când a deschis frigiderul și mie mi se părea un frigider extrem de plin pentru o persoană care își dorește să slăbească, eu i-am spus, vai, dar ce încăpător este. Am încercat să folosesc cuvinte și să mă port într-un anumit fel, în așa fel încât să nu se simtă deranjată persoana. Ei bine, există în psihologia nutriției ideea că dacă o persoană este trecută de un anumit număr de kilograme, să zicem 130 de kilograme, automat ambiția persoanei respective este mai mică. Contraintuitiv, la ceea ce te-ai aștepta, dacă ai putea să-i dai o dietă agresivă și să-i dai restricții și să demoralizezi puțin o persoană cu o greutate normală, în momentul în care tu vei alege să faci acest lucru cu o persoană extrem de obeză, automat ai pierdut omul respectiv. Și pe parcursul videoului mă veți vedea fără să fiu extrem de agresiv, în sensul în care pur și simplu, ce e asta aici? Este dulce sau e un aliment nepermis, să știi că ăsta nu este bun, chestii de genul ăsta. Mie nu stă în caracter să fiu așa. Eu, ați văzut în video cu Dana cu șaorma, eu am luat șaorma și am aruncat-o direct la coș. E bine, nu poți să faci chestia asta, nu poți să fii atât de agresiv în toate situațiile, pentru că în mod normal, probabil 70% din frigiderul lui l-aș fi golit și l-aș fi aruncat, sau unii au mai spus, domne, să-l donezi. Chiar dacă, poate pentru unii dintre voi se pare că sunt excesiv de înțelegător, să știți că nu sunt excesiv de înțelegător, să știți că eu sunt extrem de strict. Tocmai de asta clienții noștri obțin mega rezultate. Asta i-am spus doar lui, că e ok, a fost etapa de cunoaștere, a fost momentul în care am deschis frigerul și nu puteam să-l țin în critică, nu puteam să merg cu moralul la pământ cu el și să spun, domne, facem o super transformare, dar aruncă tot din frigider, ce e cu porcăriile astea, ce e cu mizerile astea, ia și aruncă, fă, drege, cum ai putut să cumperi așa ceva? Nu se merge pe o strategie de genul ăsta, dar o să tragem concluzia la finalul acestui video. Hai să ne uităm în continuare să vedem despre ce este vorba. În cazul în care nu te axezi pe o dietă ketogenică și te axezi pe o dietă, să zicem, low carb, poți să consumi cu limita anumite fructe, mere verzi sau banane pe zi, o grefă. Adică nu ar fi o cauză neapărat pentru îngrășare, să zici că e o problemă, chiar funcționează perfect. Ia să vedem. Ai început să faci poze la mese? Da. Uh-huh. Da. Brânzică. La tele mea. Te rog. Știi ceva? Eu am un problem cu brânza la slăbit. Nu știu dacă ai înțeles la ce mă referam sau dacă ar mări vreun video. Nu am un problem cu brânza care are neapărat foarte multe calorii, ci estrogene din brânză. Da. Estrogenii oarecum favorizează procesul de slăbire. Noi dacă vrem o slăbire agresivă cu rezultate, trebuie să cam eliminăm brânza, deci nu pentru calorii, ci pentru faptul că ne predispun la îngrășat. Eu cu brânză m-am îngrășat, am mâncat brânză de oaie de m-am spart, de la Sibirie, apropo, exact că suntem în Sibirie. Ia să mai arăt ce altă poză dacă mai. De vedere al calorilor, cam așa, cam așa ar fi. Vedeți? Vine aici ca să vezi. Așa, un turbitor cu... Așa, lapte, nu știu ce. Da, calorii pe hârtie nu sunt multe, da. Deci chiar sunt ok. Sunt, ca să-ți explic așa parcursul, sunt totuși niște chestii cu care n-aș fi de acord. Te rog. Dacă aș fi genul de antrenor sau nutriționist care ar pica în patima asta să dea dreptate unei persoane în continuu, probabil n-aș face nimic. Și atunci vor fi niște lucruri pe care, să spun, care vor fi tăiate de pe lista alimentară. O să ne încadrăm într-o dietă ketogenică. În dieta asta o să includem automat și mai multe fibre și mai multe salate, pentru că astea au un procent neglijabil de carbohidrat, ceva de genul până la 1%. Așa. O să scot untura asta care tu o tot folosești. Dacă va fi vorba să adăugăm grăsimi din ceva, o să folosim de măsline de pardon. Așa, sau la prăjeli va fi folosit ulei de palmier. Ce se întâmplă? Nu știu dacă tu așa mai ai cunoștințe.
uleiul de mașină la anumită temperatură îl mai pierde din proprietăți. Pe când uleiul de palmier se poate duce la temperaturi foarte mari, fără să fie o problemă cu toxicitatea, pentru că el e ok în momentul în care tu nu supui unor temperaturi mari. Dar deja dacă tu ai prăjit în el de foarte multe ori și pierde proprietățile, atunci nu este benefic pentru organismul să el toxic. Așa, deci o să scoacă. Eu ți-o spun acum la prima vedere, dar am discutat după aceea în detaliu. Deci o să scoatem muntura, o să scoatem brânzica în prima fază. Că îți voi da în perioada de cheat day sau că vom mai găsi noi niște soluții. Bun. Nu o să pot să-ți dau voie, deci o spun, nu mă lasă inima, să-ți dau voie să mănânci conservele aia. Ți-ai făcut un depozit foarte mare de conserve și eu stau acum și mă gândesc cât ulei de floare ale soarelui o să faci tine. Dar rămâne puțin. Nu că facem poze și tu. Eventual, eu ți-o spun cum ar trebui făcut pentru rezultate maxime. Acum că noi ne bagăm câte un pas, câte un pas, câte un pas, automat chestia asta se va reflecta mai puține strictețe, mai puține rezultate. Eu îți recomand să nu le mai mănânci. Dacă în cel mai rău caz vrei să le consumi, la fel exact cum ai zis tu, nu știu, le pui pe un șervețel, le consum după aceea. Dar nu mai vreau să te mai văd, că te duci să spun că cu ulei de floare asta. Am înțeles. Bun. Așa. Alte chestii, ai spus că, de exemplu, dulciurile din casă nu te simți tentat de ele, nu? Faptul că mami are mereu aici la îndemână și poți să deschizi cutia misterelor, nu-ți dă o tendință să cedezi? Adică să zici, bă, stai puțin, că totuși mă duc cam la îndemână. Înțeleg perfect și respect pe toată lumea, dar atâta m-am frustrat și atâta m-am enervat și atâta m-am supărat. Chestia aia cu voința, încât crede-mă că... Nu, crede-mă. Într-adevăr, deci... vorba aia, ispita vine. Da. Dar... Eu ce le recomand celor care oarecum unii locuiesc singuri, alții locuiesc și cu un membru din familie, le recomand să cam dea ispitele la o parte. Da. Adică, de exemplu, dacă ai fi locuit singur, te duci frumos, le faci cadou la cineva, le dai să fii sănătoși, măcar să încercăm o săptămână fără ciorbe. Măcar. Nicio problemă. Și după aceea o să vreau să văd cum te alimentezi tu zilnic și după aceea vreau să bagi o dată ciorbă sau 20 la rând sau 30 la rând, să spui, domne, ai avut dreptate, mi s-a părut că am puțin mai mare poftă de mâncare și mănânc puțin mai mult sau nu. Da. Și la final vei trage tu concluzia dacă nu mă crezi pe mine pe cuvânt. Uite că intuiția pe mine nu m-a păcălit. Nu știa că ai undeva la 150 peste. M-a gândit că zic că e exact peste. Mă bucur că am reușit să facem chestia asta și măsurătorile. A fost foarte transparent cu noi, ne-a arătat, îmi place că e sincer, am ce să discut cu el. În primul rând, sunt convins că mulți dintre voi, cei care mă urmăresc, au păreri contradictorii, păreri diferite de ale mele. Unii vor spune, domne, este fantastică untura. Da, untura este mai bună decât uleiul de floarea soarelui. Nu o să fie niciodată untura mai bună decât uleiul de măsline extra virgin. Alții vor spune, domne, ciorbele sunt extraordinare la slăbit, te ajută și așa mai departe. Haideți să facem o dezbatere în care să ne jignim, spuneți-vă părerea voastră, lăsați în comentarii dacă voi aveți o altă părere, dacă voi considerați că ciorbele și untura vă ajută la slăbit, nu este niciun fel de problemă. Haideți să vedem și latura voastră. Eu personal am ajutat sute de oameni să se transforme corporal, să slăbească. Poate printre voi există oameni cu experiență mai mare decât a mea, m-aș îndoi, dar asta nu înseamnă că nu putem să purtăm o discuție, asta nu înseamnă că nu puteți să vă expuneți o părere, așa că vă invit cu mare drag, dacă sunteți sau nu sunteți de acord cu ceva din ce am spus în acest video, haideți să dezbatem acest lucru la modul frumos, ca niște oameni civilizați, așa că vă invit să vă lăsați comentariile, neapărat încurajările voastre pentru Constantin. Eu v-am pupat și ne vedem în următorul video.